În ultima lună de vară, potrivit datelor oferite de instituțiile medicale primare, peste 600 de pacienți s-au adresat cu probleme alergice provocate de ambrozie. Anunțul a fost făcut astăzi de către șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Primăriei Capitalei, Boris Gâlca, în cadrul unei conferințe de presă. Tot el menționează că numărul persoanelor care suferă din cauza reacțiilor alergice ar fi de 10 ori mai mare, aproximativ 6.000, iar la nivel național acesta ar depăși semnificativ această cifră. Specialiștii în sănătate menționează că tratamentul reacțiilor alergice constă în efectuarea anumitor teste de laborator și nici de cum administrarea unui tratament fără consultarea medicului, care în multe cazuri este ineficient. De problemele medicale la cei alergici, deci ele sunt foarte complexe. Ele nu dispar după un an de zile. În fiecare sezon ele se repetă. Și aceleași persoane, an de an, cheltuie sute și mii de lei și au aceleași suferințe fizice. Cazurile grave, medicale, și noi le avem, pot aduce inclusiv la decesul persoanelor. Potrivit reprezentanților Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, la nivelul municipiului Chișinău se întreprinde eforturi constante pentru nimicirea acestei plante. Intervențiile durează din iunie până în septembrie. Metodele tehnice sunt eficiente până la, adică și-au ca scop prevenirea atingerii fazei de înflorire atunci când această plantă este cea mai agresivă și provoacă aceste alergii. În sectorul Buricani avem cea mai mare răspândire a acestei specii. Ministerul Sănătății a specificat anterior că măsura principală de prevenire a alergiei constă în evitarea expunerii la ambrozie, tratamentele medicamentoase având menirea doar să reducă simptomele. Conform autorităților municipale, anul trecut pe teritoriul capitalei au fost lichidate 41 de hectare de ambrozie. Pe lângă prelucrarea chimică, planta este smulsă sau tăiată de 3-4 ori pe sezon. Dacă anul este ploios, sunt necesare intervenții suplimentare.